venit la meditația de seară, biruitori prin ascultare și cumpătare. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Adam și Eva au căzut din cauza unui apetit nestăpânit. Hristos a venit și a rezistat înaintea cele mai grozave ispite a lui Satan și pentru neamul omenesc a biruit pofta, arătând că omul poate birui. Tot așa cum Adam a căzut din pricina poftei și a pierdut Edenul cel binecuvântat, copiii lui Adam pot birui apetitul prin Hristos și recâștiga Edenul prin cumpătare în toate lucrurile.